Credo di raggiungere un scutturat, câteva larve de acolo din acele care am spus și vedem și câteva femeli de varoa, iată-o pe asta, aici, sper că o vedeți, da, apoi încă una pe aici undeva, sigur, nu sunt foarte multe, este un semn bun. Iată și o alta aici. Vedeți? Încă una. Femelul de varoa la momentul acela care erau libere, sigur că au căutat trântorii. Iată, din nou. Vedem o alta. Deci nu, v-am spus că n-am avut infestare cea puternică, de pe, da, o singură larvă, ieșeau 5, 6, 7 femele, probabil că își dădeau drumul câte două acolo, și iată încă una, da, deci iată cum se mișcă. Bănesc că era într-un stadiu evoluție încât așa, iată, deci nu-i pe fiecare larvă, deși, repet, la momentul ăștia de infestare puternică erau pe o larvă câteva femele. Când am pierdut, atunci a început ideea biostupului, tocmai de aici am plecat, de la situația disperată în care mă aflam. Sigur, da, deci am și văzut chestia asta. Asta înseamnă că la testul care îl facem după ce descăpățim, hai să vedem și asta. Hai pe păsărică, o și venit la... Deci, o să descăpășesc și pe asta care v-am spus că am luat-o. Așa. Și să vedem dacă și aveți aici infestare. Deci, vedeți, când se află, ajunge în a noua zi, larva imediat se întinde și atunci albina, atunci femeia de varoa pătrunde. În filmulețe mele am văzut și asta. Acum ce fac? Desfac așa, ca să-l pot să le scuturi. Și vedem și aici câte femele de varoa avem. Adică în ce măsură rama creditoare își face treaba. Insist, spun, dacă am avut infestare. Dacă n-am avut infestare, nu o să avem aici. Așa. Testul la laborator, toate povestea asta, cel mai bun este asta, da? Filmăm, arătăm ce facem, cum studiem. Și nu decât cei care doresc să facă cercetarea, să uite la filmele mele și să pună în proiect, să facă, să dreagă, să... În sfârșit, eu nu știu un lucru. Eu văd de treabă și mi-am propus ca anul ăsta să am o cât mai bună, să spunem, realizare în domeniul acesta, să vă arăt așa, continuu toată perioada asta până când apare măcelul trântorilor, cum am reușit să fac deparazitarea în mod natural. E, aici
ele erau mai mult în stadiu de larvă proaspăt căpăcită, dar dacă ar fi fost, vă spun, când desfăceam căpăcelul, ieșiră și ieșeau repede, că el așteaptă cu nerăbdare să iasă, da? Mai ales că atunci când când e aproape de ecluzionar masculul și e luat căpăcelul, le și vezi cum... Nu văd nimic aici. Probabil că, vedeți, din coace am avut larve avansate, de acum unde tendința de a se transforma în trântor, și așa că le-am putut vedea, le-am putut distinge aici, probabil că pe fundul celulei, eu nu le mai văd, dacă sunt, dar tot așa spun, dacă sunt. Ce facem acum? Asta am făcut-o, v-am arătat, nu rămâne decât să găsesc o ramă, spuneam, gata de ecluzionare, nu gata de ecluzionare, care are o oată bine, uniform, și o să o pun acolo, aici în spate, unde urmează să fac deparazitarea, în condițiile în care, nu, tot puietul ecluzionează și eventuale familii de varroa, dacă sunt, n-au nicio soluție decât asta care le ofer eu. Și cea mai benefică, pentru că pe masculi, vă dați seama cât de repede se duc acolo. Da, dar tot așa putem face deparazitarea, nu după măcelul tântru, dacă încă avem situații dificile, cu albină, cu o ramă de albină. Da? În luna lui august, ouă foarte puternic, matca, și atunci ne transformăm câte o ramă de aceea în aspirator, deparazităm, o luăm pe aceea și la ecluzionare le ținem într-un spațiu după ce ecluzionează, adică aproape de ecluzionare le scoatem de acolo, urmează să o deparazităm, fie cu ceva, găsim chiar acea ramă notată, chiar cu varachetă o putem face, da? Și în felul ăsta vedem mortalitatea și notăm ce rama a fost luată, de la ce familie, încât un stup cu 18-20 de rame va fi deparazitat și vedem căzătura care e pe fundul stupului. Asta vreau să vă spun. Da? Deci continuăm deparazitarea naturală mult, mult deosebit de ce se întâmplă în momentul de față când îl atacăm cu varachet sau cu ce altceva un stup întreg. Da. Aici, deci, va încăpea, va ajunge o ramă cu larve crescute. Gata, ecluzionate, în creștere, important este înainte de căpăciri cât mai multe. La revedere!